Sărbătorilor, sau mai bine zis cu ocazia Crăciunului, clubul ACS Cluj Pirates Manila a organizat o cupă pentru toți copiii din club și în parteneriat cu cei de la Galați am reușit să facem un eveniment cât se poate de mare și frumos. Copiii au fost premiați de club, parteneria cu cei de la Decathlon. Atmosfera a fost una de poveste, să spun așa. Copiii s-au simțit bine, părinții alături de ei. Am organizat și un eveniment numit cu Sharia, dar fi donate la casele de copii care au mai puține posibilități. Și în încheiere vreau să zic că sperăm ca instituția numită primărie să ne poată ajuta mai mult să dezvoltăm astfel de evenimente și să dăm o amploare cât mai mare acestor tipuri de evenimente. În seara asta am organizat la nivelul grupului ACS Cluj Pirates Manila o cupă de Crăciun cu participarea grupelor care le avem în special de inițiere. De asemenea, au participat la premiere grupele de performanță, cele 6 care le-au fost în campionatul național de junior. Au participat de asemenea la invitația noastră două echipe din municipiul Galați, respectiv Templiers Academy și LPS din Galați. Vorbiți-ne și despre colectarea de jucării. Colectarea de jucării probabil este o activitate inedită la nivelul municipiului Brăila la acest an, la nivelul grupurilor sportive. Ne s-a părut o activitate deosebită, având în vedere că toate jucăriile de pluș care au fost aruncate pe terenul de basket vor fi donate către copii aflați în plasament. La activitatea au participat 240 de copii din cadrul grupului nostru și 60 de copii din cadrul grupurilor galățene. În total, 300 de copii aproximativ care au participat la activitate și activitate pe care noi apreciăm deosebită într-un cadru de poveste creat atât de prieteni, părinți, bunici și ceilalți însoțitori ai copiilor care au fost în tribune.